Cum ar trebui, în opinia dumneavoastră, să arate logica finanțării companiilor din România, din punct de vedere al programelor europene și programelor naționale, dacă trebuie corelate cumva aceste tipuri de finanțări și cum ar trebui să arate cadrul general? Categoric trebuie să fie o corelare, pentru că doar în acest fel putem să eficientizăm foarte mult banii publici pentru tot ce înseamnă nevoie în România de finanțare. Ca document de bază, fiecare stat membru trebuie să aibă strategia Europa 2020. Ăsta e documentul de căpătâi, să spunem, al întregii Europe. Este documentul care definește obiectivele comune pentru următorii ani de zile. De aici, statul membru în speță România vine și transpune în acord de parteneriat, cel încheiat am trecut cu cei de la Comisia Europeană, modul în care acele obiective europene sunt transpuse la nivel național în tot ce înseamnă economie. Aici, sau de aici înainte, trebuie să alocăm toate fondurile, fie că sunt europene, fie că sunt la bugetul de stat sau de la bugetele locale, pe aceste obiective. Deci totul să fie corelat ca și finanțare și complementar. Dacă, de exemplu, dacă în zona de IMM-uri statul român are finanțare europeană prin diferite programe operaționale, dacă în paralel lansează programe guvernamentale, ele trebuie să fie corelate. O dată trebuie să fie complementare și doi, trebuie să urmeze aceleași reguli. De la modul în care se accesează, modul în care se derulează aceste proiecte cu finanțare națională cu cele europene, cu cele pe finanțare europeană. Deci totul să fie corelat. Legat de modificarea legislației de achiziții publice, ați avut declarații în mai multe rânduri anul trecut și anul acesta, referitor la faptul că se vor modifica în acord cu directivele europene. Corect. A apărut deja un proiect de lege în acest sens. Ce aduce acesta? Nu știu ce mai trebuie, dacă mai e nevoie de îmbunătățiri. E adevărat, zona de achiziții publice reprezintă pentru 2015 o provocare imensă, pentru că știm foarte bine, este zona care afectează direct sau indirect toată economia. Că vorbim de fonduri europene sau de alte finanțări publice sau private, totul se duce într-un fel sau altul către partea de achiziții publice. Dacă pentru privați, noi pe zona de fonduri europene am reușit să avem o legislație sau un cadru legislativ extrem de facil, cum spun eu de foarte, foarte des, un cadru, zic eu, unic în Europa, în sensul de flexibilitate, pe zona de publică este această schimbare care trebuie să se producă în 2015. În acest sens, noile directive europene vor fi transpuse la nivel național în 4 acte normative distincte, care vor trata achizițiile publice clasice, cele concesiunile, remediile și utilitățile. Vor fi 4 legi simple ca și conținut, exact pus la acest nivel doar ce trebuie sau ce este bine unei legi pentru a avea simplitatea necesară și o mai ușoară înțelegere și aplicare. Desigur, după aceea, cu actele normative de aplicare, cu normele de aplicare, dar foarte important este că aceste 4 pachete vor avea la bază acele îndrumare, acele coduri, să spunem, adică exact nevoia de care este cea mai mare în piață, ca oricine care aplică achiziția publică să vadă cum a înțeles sau cum a vrut să reglementeze legiuitorul. Fiecare articol în parte va fi explicat, da, în foarte mare detaliu, pentru ca totul să fie foarte clar. Acest lucru se va produce ca și prim proiect până în iunie 2015. Deci vom avea pe masa Guvernului și către Parlament trimise aceste prime 4 acte normative, proiecte de legi. După aceea, până la final de an 2015, va fi o consultare publică cu toți actorii implicați, inclusiv Comisia Europeană, care este partenerul nostru în acest mecanism, astfel încât până la final de an 2015 să putem trece prin Parlament cu proiecte de legi, deci nu cu ordonanțe de urgență, și ca de la 1 ianuarie 2016 să le putem aplica. Ceea ce este astăzi pe site-ul ANRMAP-ului, când faceți referire la acest document, este o primă gândire a Agenției Naționale de Achiziții Publice. Acest document va trebui să fie discutat în cadrul grupului de lucru creat la nivelul Administrației Publice Centrale prin dispoziția primului ministru și, desigur, cu partenerii noștri comunitari, și după aceea vom putea vorbi de un document, un prim document pe această zonă de achiziții publice. Deci, practic, 4 acte normative distincte pentru a fi mai ușor de înțeles, mai ușor de aplicat, cum spuneam, achiziții clasice, remedii, concesiuni și utilități. Legat de noile programe operaționale, toată lumea așteaptă lansarea linilor de finanțare. Unele ghiduri au fost deja publicate în consultare. Concret, pentru beneficiari, dincolo de calendarul lansărilor, care
care vor fi cele mai importante noutăți în mecanismul de alocare a fondurilor? Spre exemplu, vorbeați despre posibilitatea de a lansa întreaga valoare, întreaga sumă disponibilă la început, adică în acest an, urmând să fie depunere continuă. Așa este. Da, vor fi foarte multe, pe noul ciclu financiar vor fi foarte multe schimbări. Pe de-o parte, în zona de, sau interfața cu beneficiarii, în sensul că lucrurile vor fi mult mai simple, și anume, totul, exemplul programului de capital uman, fostul POSDRU, care știm foarte bine a fost foarte mult, să spunem, blamat în trecut, și în țară și în afară. Și program care, pentru care eu susțin că întreaga Comisie și întreaga Uniunea Europeană îl va lua ca model. De ce spun asta? Va fi un program în care se va aplica strict în format electronic. Deci dispare complet hârtia. Pe de o parte. Pe de altă parte, vom avea semnătura electronică. Deci toate documentele depuse sau toate informațiile depuse în sistem de către beneficiarii potențiali vor fi asumate prin această semnătură electronică. Automat lucrurile vor fi mai ușoare pentru beneficiari și în timpul derulării, pentru că toate informațiile existente în sistem și cele de finanțare vor fi în mod automat emise și lucrurile vor fi mult mai ușor și mai facil de derulat între noi, ca administrație și beneficiari. De asemenea, vor fi mai puține reguli, mai puține cerințe, adică nu vom sta să mai verificăm fiecare bon, fiecare factură în parte. Vom avea costuri simplificate, un anumit procent din proiectele respective, vor fi lăsate, să spunem, cheltuielor de management. Noi vom deconta un anumit procent. Beneficiarul, în schimb, își poate angaja ca echipă de proiect câți oameni dorește, pe ce salarizare dorește, dar noi decontăm strict un anumit procent. Pentru a nu mai intra în niciun fel de discuție cu absolut nimeni, nici în piață, nici cu cei de la Comisia Europeană. De asemenea, cheltuielile administrative, într-un anumit procent, sub care beneficiarul poate să cheltuie tot ce crede de cuvință pentru sprijinul proiectului și care intră în această categorie. Deci nu mai stăm să verificăm fiecare documentul în parte. De asemenea, alocările financiare, într-adevăr, vor fi puse toate, să spunem, la un loc, încă de la începutul programului. Da, o alocare financiară nu va fi mai fi spartă cum se făcea, din păcate, în anii trecuți sau în ciclul financiar trecut. Vom avea alocarea într-un singur loc pusă, de la început, și vor fi depuse proiecte în continuu, de sesiune continuă, până când banii se vor epuiza. În felul ăsta încurajăm și o anumită concurență între beneficiari, pentru că este foarte important ca România să poată să aducă acești bani pe următorul ciclu financiar cât mai repede, în prima parte a perioadei, și pe proiecte cu un impact deosebit în economie. De asta vom finanța cu precădere proiectele care au un punctaj foarte ridicat. Cum facem? Exact, cum am făcut și de fapt și în lunile trecute, proiecte care primesc peste 80 de puncte din cele 100. Sunt proiecte care, într-adevăr, sunt proiecte foarte bune și care sigur primesc finanțare. Ce este sub, vom vedea. Vor face față autoritățile, avalanșei de proiecte, dacă sunt disponibile 500 de milioane de euro dintr-un foc, cum ar veni, vor putea să analizeze în timp util 1.000-2.000 de proiecte? Vor fi chiar mai mult de 2.000 de proiecte și eu am o să zic așa, o linie după care mă ghidez. Eu nu trebuie să țin cont de administrația publică. Eu trebuie să mă raportez și să mă adaptez în funcție de cum se mișcă piața. Adică, pe de-o parte, voi asigura că la nivelul administrației, la nivel de AME-uri, să fie acel suport tehnic de care e nevoie pentru a evalua proiectele, pentru a verifica cele de rambursare și multe altele, adică vom avea un acord cadru încheiat de la început pentru întreaga perioadă, prin care să ne aducem experți din piață pentru acel suport de expertiză, pentru a nu mai reacționa atunci când este un astfel de vârf, să spunem, de depunere de proiecte, de verificări de cele de rambursare și de alte astfel de aspecte. Deci vom avea tot timpul un astfel de suport extern pe zona de verificări, de evaluare, de selecție, pe parte juridică, pe parte de verificări, de audit și multe altele. Deci vom avea pe întreaga perioadă, de la început, încheiat un astfel de acord cadru și după aceea, desigur, contracte subsecvente în funcție de nevoile punctuale. Dar, repet, niciodată nu trebuie să limitezi piața pentru că administrația nu are capacitate. Nu. În funcție de cum e piața, cum se mișcă și ce nevoie are, eu trebuie să mă adaptez ca și administrație și nu invers. Pentru că, din păcate, asta s-a făcut în trecut. Piața era ținută pe loc, firmele nu puteau să meargă spre finanțare pentru că administrația nu avea capacitate. Fie să evalueze, să semneze contracte și după aceea să le deruleze. Deci o schimbare totală de abordare.
Un alt contraargument în această propunere de a lua întreaga sumă este faptul că peste 2-3 ani nu vor mai fi fonduri disponibile, posibil, și proiectele care ar putea atunci să primească finanțare sau anumite priorități, cum ar fi în zona infrastructurii sau companii care ar dori să mai ia fonduri, nu vor mai putea să primească fonduri. Bun. Eu nu cred că este un argument pentru a nu aplica în felul în care spun eu, deci cu o depunere continuă. Eu spun așa, guvernul trebuie să gândească în multe dintre aspectele legate de piață, exact cum gândește și piața. Adică, cred că dacă întrebăm orice privat, dacă o astfel de abordare, o astfel de depunere continuă până când banii se consumă este bună, va spune cu siguranță că este logica pieței. Eu sper că prin această abordare de a consuma foarte repede banii, cum am spus, pe proiecte foarte bune, cu impact în economie, guvernul și economia, de fapt economia românească, să poată să devină atât de puternică încât ea să susțină pe mai departe astfel de proiecte, astfel de linii de finanțare, adică guvernul, statul să aibă și alte finanțări care vin automat din faptul că economia va merge mai bine, bani pe care se poată repune în circulație pe anumite zone pe care vrea să le stimuleze, deci să poată fie statul singur să acționeze ca un astfel de motor, să spunem, de sprijin al mediului privat. Practic, în această infuzie de fonduri într-un timp foarte scurt, se va crește atât de mult. Economia va putea să susțină ea și statul va putea să susțină chiar el, să preia anumite programe guvernamentale pe zona de privat sau în alte zone din economie.